Când am început clasa a 10-a, era chiar în septembrie, mi-aduc bine aminte, aici la Zalău, cu școala ne-am dus la film. Nu era televizoare atunci, filmul era cea mai mare atracție pentru copii, pentru școlari. Și eram în sala de cinema, aici în centru, și am auzit o voce acolo. Locul tău nu e aici. Dacă mai stai aici, vei fi nimicit. Am uitat în stânga, în dreapta, toți colegii liniștiți urmăreau ecranul. Mi-am dat seama că nimeni n-a auzit nimic decât eu. Și mi-am pus atunci întrebarea, ce înseamnă asta? Și am găsit răspuns, mi-a vorbit Dumnezeu.